Acum trebuie să luăm porția și poziția. Ciucă, poziția, drept, tată, drept. Ai și, bă, drepți în picioare, nu drepți pe scaun. Ia uite-mă și pe asta. Deci ăsta stătea pe scaun drept. Ne luăm poziția de drept și porția de disciplină, pentru că alături de noi vine de la poliție, Ciucă, un tânăr talentat care a cântat printre altele cu Sofia Vicoveanca și cu Mioara Velicu. Adrian Nistor, îl cheamă, trăiți! Să luați loc. Mulțumesc frumos. Am zis și ceva mai devreme, domnul Adrian, grad mare, 4. Este, vă rog. Poți să stai jos? Vă rog. Ia loc, e ok. E ok, tinere. Vezi că domnul Adrian Nistor lucrează la resurse umane, știi ce înseamnă asta? Că stabilește le salariile angajaților, de acord? Exact. Mă, să trăiți. Ei, nu chiar eu, adică nu stabilesc. Musa eu. Da, da. Suntem, deci de asta implicat în procesul ăsta. Exact. Emitem și noi acte administrative de... Exact. De unde sunteți? De la resurse umane, de la IPJ. Iași, sunt agentul șef Nistor Adrian. Lucrez în cadrul Serviciilor Resurse Umane, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași. Gata, v-am angajat. E perfect. Doamne ajută, mulțumesc. A fost taximetrist înainte? A fost o scurtă perioadă. În tinerețe a fost? Exact. Înainte de a mă încadra. Mi se pare foarte tare treaba asta. Exact. Și la poliție cum merge treaba? Foarte bine. Avem un colectiv foarte unit și merge treaba ca pe strune. Ca pe roate? Ca pe roate. Și cu cântatul? Și cu cântatul în timpul liber. Deci nu implicăm instituția, nu amestecăm treburile. Adică serviciu e serviciu, cântatul e cântat. Eu oricum vă felicit pe șefii noastre că v-au lăsat să vină, să veniți la televizor ca să vadă România că poliția are oameni talentați. Și pe această cale dați-mi voie să le mulțumesc conducerii Inspectoratului de Poliție Județean Iași pentru că au făcut posibilă prezența mea în emisiunea dumneavoastră. Vă mulțumim mult. Când erați mic, mulțumesc. Am înțeles că vă jucați cu un fluier și de acolo vi s-a atras. Exact. De aici mi-a plecat iubirea pentru muzică, să spun așa. Bunicul meu mi-a cumpărat un fluier, am fost cu el la târg, mi-a cumpărat un fluier, de acolo am încercat și fredonam toate melodiile de la Radio Iași, de la, mă rog, oriunde auzeam o melodie, încercam să o fredonez cu acel fluier. Dom'le, mă uit la dumneavoastră și îmi păreți foarte cunoscut. Dumneavoastră este, deci, Adrian Nistor. Dom'le, când aveați 6 ani, dacă nu mă înșel, sau când erați în clasa 6-a, cred că, ca să fiu mai precis. N-ați fost, domnule, la Abracadabra? La Pro TV? Ce informat ești! Exact, la departamentul televiziune. E adevărat, am participat la multe. Nu, dar și memorie emisiuni vizuală. Ții minte, erați în clasa 6-a și erați la Abracadabra. Da, am participat și la Abracadabra. Bine, nu la emisiune, doar ca instrumentist în ansamblul folcloric Balada de la Bârlad, pentru că m-am născut în Bârlad, o localitate din județul Vaslui. Și am fost clarinetist. La acel ansamblu am cântat la clarinet. Foarte frumos. Dom'le, și v-ați apucat de cântat, ați cântat și cu Sofia Vicoveanca și cu celebra Mioara Velicu, o femeie fabuloasă, wow, plină de viață, tonică. Am cântat și cu Maria Dragomiroiu, am cântat cu Liviu Vasilică, Dumnezeu să le ierte. Deci aveți cu... ceva activitate la Dar ca noastră. Instrumentist. Deci doar ca instrumentist pe spate, în ansamblu. Și astăzi Balada, tot instrumentist sau astăzi și cu voce? Abordăm... De la acel fluier, când mi l-a luat bunicul, părinții au stabilit împreună cu bunicii mei să mă dea la școală de muzică. Și m-au dat, am urmat și am absolvit cursurile gimnaziale, școala Nicolae Tonița din Bârlad, școala de muzică și arte plastice, pe clarinetă. Și pe perioada, inclusiv de prin clasa 6, cum spuneai, a 7-a și până după liceu, da, chiar, am făcut parte din acel ansamblu, am participat la... Și de ce ați cântat și cu vocea? Cu vocea, de când m-am mutat la Iași, când cu vocea și... Ați văzut moldoveni ce frumoase și ce a zis, haideți să le impresionez cu vocea. Căsătorit? Da, da. Copii? Am un băiețel, un minune de băiețel care peste 10 zile face un anișor și să trebuie să-i tăie moțul. Să vă trăiască. Mulțumesc frumos. Peste 10 zile? Păi când e asta? Pe 26 aprilie. Păi eu pe 3 mai vin la Iași. Vă așteptăm acolo. Cu drag. Ceva? Dați de băut? Cu siguranță. Asta e, bă, hai că am rezolvat. Perfect, facem în felul următor. Bă, lasă să vă schimbați. Sigur. Și apoi și cântăm. Sigur. Și cu vocea și cu clarinetul. Cu clarinetul nu astăzi. Nu, l-auzim pe bandă. Exact. Cu vocea. Exact, cu vocea. Perfect. Adrian Nistor, oameni buni, mulțumesc, omul acesta lucrează la resurse umane, la poliția din Iași și este un artist extraordinar. O să vă demonstreze în câteva momente, pentru că se duce să se schimbe.
Polițistul talentat s-a transformat, a renunțat la uniformă și a îmbrăcat costumul popular. Adrian Nistor, oameni buni, este din Iași, este polițist acolo în Iași la Resurse Umane, iar astăzi este aici la Măruță pentru că este un polițist talentat. Vă mulțumim mult, domnule! Mulțumesc și multă baftă. Invitație! Mulțumim Doamne mult ajută, de tot! Mulțumesc. Mâine la ora 3 ne vedem din nou aici la Pro TV. Toate cele bune! Până atunci pe Instagram, Cătălin Măruță, numai bine! Omule tânăr cât ești, măi, nu știi să te prețuiești, măi. Umbli într-una după banii, parcă ai trăit mii de ani. Șai-la-la-la, șai-la-la-la, viață. Umbli într-una după banii, parcă ai trăit mii de ani. Șai-la-la-la, șai-la-la-la, viață. Ești tânăr de ani, măi, dai sănătatea pe bani, măi. Dar pe când ajungi bătrână, ai cumpărat, dar n-ai cum. Șai-la-la-la, șai-la-la-la, viață. Dar pe când ajungi bătrână, ai cumpărat, dar n-ai cum. Șai-la-la-la, șai-la-la-la, viață. Bătrâni o vorbă mare, la banii n-au nicio valoare. Poți să ai un car de bani dacă sănătate n-ai. Șai-la-la-la, șai-la-la-la, viață. Poți să ai un car de bani dacă sănătate n-ai. Șai-la-la-la, șai-la-la-la, viață. Așa cred care iau banii, măi, că pot trăi mii de ani, măi. Dar vă spun că nu-i așa, viața n-o poți cumpăra. Șai-la-la-la, șai-la-la-la, viață. Dar vă spun că nu-i așa, viața n-o poți cumpăra. Șai-la-la-la, șai-la-la-la, viață. Ați văzut oameni bogați, măi, că nici ei n-au fost iertați, măi. Banii și averea lor nu le-au fost de ajutor. Șai-la-la-la, șai-la-la-la, viață. Mai târziu sau mai aproape, toți suntem datori cu o moarte. Șai-la-la-la, șai-la-la-la, viață.